Bună ziua și mulțumesc pentru participarea la conferința de presă de astăzi. Vreau să fac o precizare încă din capul locului, și anume faptul că nu vreau să fie considerată ieșirea mea publică de astăzi o replică la conferința PSD de ieri. Mi-am programat această conferință încă de săptămâna trecută, știind faptul că luni va avea loc recepția Pieței Centrale și totodată știind că săptămâna aceasta în Consiliul Local va trebui să fie luată o decizie în ce privește administrarea acestui obiectiv de maximă importanță pentru orașul Piatra Neamț, pentru locuitorii din Piatra Neamț. Spre deosebire de conferința de ieri, pe care am urmărit-o și eu aseară, e o conferință desfășurată la sediul primăriei, o conferință pe teme administrative și nu o conferință politică cu un limbaj politicianist desfășurată la sediul unui partid. Sunt lucruri serioase, sunt lucruri importante, sunt lucruri pe care cetățenii din Piatra Neamț le așteaptă și își doresc să fie comunicate de la primărie, prin vocea primarului ales al orașului. Sunt două subiecte pe care mi le-am propus astăzi să le abordez, și anume subiectul Pieței Centrale, respectiv subiectul 2, legat de câteva probleme edilitare de sezon. Legat de Piața Centrală, pentru că este, consider eu, subiectul momentului, subiectul poate cel mai important al acestei săptămâni în municipiul Piatra Neamț. După cum bine știți, luni, 13 martie, așa cum a fost programat, a avut loc recepția Pieței Centrale. O echipă din care au făcut parte și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții, instituția care a finanțat acest obiectiv. Zic eu că am depășit o etapă importantă, am ajuns într-un moment foarte așteptat de cetățenii din Piatra Neamț. Practic, iată că avem reconstruită Piața Centrală, avem o piață gata, care așteaptă să fie deschisă și vreau chiar să mulțumesc Guvernului României pentru faptul că a susținut financiar reconstrucția acestui obiectiv major al municipiului Piatra Neamț. Și după aproape 3 ani de la catastrofa care a avut loc în anul 2014, incendiul din luna iulie de atunci, iată că s-a reușit reconstrucția acestei piețe centrale. Încă de luni, momentul în care am avut informația că recepția este în regulă, că s-a semnat documentul de recepție, am convocat în regim de urgență o ședință extraordinară pentru vineri, 17 martie, în care un proiect se referă la preluarea în patrimoniu a construcției respective, iar un alt proiect important și care zic eu că prezintă foarte mult interes, se referă la stabilirea modalității de administrare a acestui obiectiv. Zic eu că sunt două elemente de care ar trebui să ținem cu toții cont și care reprezintă de fapt dorința oamenilor din acest oraș. Și anume, găsirea celui mai bun administrator, respectiv deschiderea cât mai rapidă a pieței. Plecând de la aceste două considerente, am propus Consiliului Local un proiect de hotărâre cu două puncte, așa cum v-a fost și comunicat public, care să îmbine aceste două condiții enunțate anterior.
Astfel, la punctul 1 al proiectului de hotărâre despre care vorbesc, se spune că se aprobă scoaterea la licitație, un lucru absolut normal și cred că sunt în ansentimentul majorității cetățenilor din Piatra Neamț, scoaterea la licitație, așa cum spuneam, pentru a identifica cel mai potrivit administrator pentru piața centrală. Punctul 2 spune că până la adjudecarea licitației, până la semnarea unui contract pentru administrare, pentru a nu întârzia deschiderea pieței, transferăm clădirea la o societate care are dreptul legal să primească și să administreze piața până în urma licitației va rezulta un administrator. Singura societate care în acest moment are dreptul legal să primească piața și are dreptul legal de administrare a pieței pentru că are un contract de concesiune pentru administrarea piețelor din Piatra Neamț, este societatea CMI Urban. Accentuez faptul că nu avem de ales. Nu există o altă variantă. Nimeni de la niciun partid politic nu a venit cu o alternativă, să spunem cum facem să deschidem piața în luna martie și să nu o deschidem în luna iunie. Deci, repet, singura posibilitate legală pentru a deschide piața cât mai rapid, așa cum așteaptă cetățenii, este transferul clădirii la societatea CMI Urban, societatea care are, cred că din 1998, dacă nu greșesc, poate mai devreme, oricum de foarte mult timp în urmă, are concesionat acest serviciu de administrare a piețelor din Piatra Neamț. Practic, propunem varianta cea mai corectă pentru a fi administrată piața și, încă o dată accentuez, singura variantă legală pentru redeschiderea pieței într-un interval de timp foarte scurt. Eu aș face un apel la responsabilitate din partea consilierilor locali să susțină dorința cetățenilor, aș spune, și nu neapărat a primarului sau a vreunui grup de oameni, de a deschide cât mai repede piața centrală, pentru ca atât cetățenii să aibă posibilitatea să-și facă cumpărăturile, inclusiv cumpărăturile de Paște, cât și comercianții, producătorii să poată avea acces în noua construcție în care sperăm noi se va desfășura un comerț civilizat. Altfel spus, mâine se dă un vot nu pentru stabilirea administratorului pieții, ci este o alegere a consilierilor locali între a deschide piața la sfârșitul lunii martie sau a deschide piața într-o variantă optimistă, aș spune eu, peste 3 luni în luna iunie. Mi s-ar părea total nefiresc să stăm 3 luni de zile cu piața finalizată și să ne uităm la ea să nu o deschidem. Repet, nu am avut prezentată o soluție alternativă pentru a reuși să răspundem dorinței cetățenilor de a deschide cât mai repede piața centrală. De ce spun că ar dura, zic eu, minim 3 luni de zile și că luna iunie este o variantă optimistă de a deschide piața dacă nu aprobăm mâine transferul la Urban? Știm cu toții foarte bine că procedura de licitație înseamnă respectarea unor termeni. În primul rând, este nevoie de un cai de sarcini. Acest cai de sarcini nu poate fi făcut într-un mod pripit. El trebuie foarte bine gândit,
El trebuie dezbătut în Consiliul Local pentru a obține, în urma licitației, un administrator de calitate și a avea garanția că în piața centrală se va desfășura un comerț civilizat. Caietul de sarcini, după ce se întocmește, va trebui aprobat de Consiliul Local și abia după aceea putem declanșa procedura de licitație. Procedura de licitație, de la timpul pe care vi l-am spus, ar mai dura cel puțin 45 de zile. Sunt termene legale care trebuie respectate. După ce este desemnat un câștigător la licitație, mai e o perioadă de 7 zile de contestație. Și în cazul fericit, în care nu vor exista contestații, deși practica ne arată că sunt din ce în ce mai multe contestații ale licitațiilor în zona publică, ajungem aproape de luna iunie, când avem un contract semnat. Este evident faptul că administratorului câștigător la licitație mai trebuie cel puțin 2 săptămâni să-și organizeze activitatea de acolo, să repartizeze spațiile, să obțină anumite avize care revin în sarcina administratorului pentru a putea redeschide piața centrală. Deci ne ducem, în concluzie, cel mai devreme în luna iunie cu deschiderea pieții, în condițiile în care nu aprobăm până atunci transferul la societatea care ar putea să facă acest lucru într-un mod rapid. Aș menționa și faptul că este un moment prielnic să deschidem piața. Se apropie sărbătorile pascale. E un moment prielnic atât pentru cumpărători cât și pentru comercianți. E momentul în care încep să apară produsele autohtone. Imaginați-vă ce va fi în vară când deschidem piața, când este vârful de producție autohtonă. Când n-ai unde să te învârți în piața centrală. De ce nu luăm în calcul toate aceste elemente? Este greu de spus. În concluzie, modalitatea propusă în ședința de Consiliu Local de mâine pentru a realiza pe termen mediu și lung o administrare de calitate și totodată o deschidere cât mai rapidă a pieței este cea pe care ați citit-o deja din materiale pe care au fost prezentate, supuse mâine aprobării Consiliului Local, fiind și singura variantă legală identificată de specialiștii din primărie pentru a realiza acest lucru. Sunt de acord că piața trebuie administrată cât mai bine. Sunt de acord că nu trebuie, sub nicio formă, repetate greșelile trecutului. Trebuie să reprezinte piața un loc unde să se desfășoare un comerț civilizat, în care producătorii să aibă acces, iar populația să-și poată cumpăra produsele specifice unei piețe. Tot piața va trebui să genereze venituri și la bugetul local. Cunoașteți situația financiară dificilă prin care trece primăria municipiului Piatra Neamț și atunci piața e luată în calcul ca o sursă de venit și pentru administrația locală. Și aici mă refer la taxele și impozitele locale care se vor plăti pentru acea clădire și totodată mă refer la redevența pe care administratorul pieței o va plăti către proprietarul care este primăria municipiului Piatra Neamț. În ședința de mâine am discutat cu colegii mei, consilieri locali PNL, pentru că dumnealor sunt cei care pot propune un amendament, vom propune pentru asigurarea unei transparențe totale în repartizarea și închirierea spațiilor, vom propune formarea unei comisii cu largă reprezentare, formată din consilieri locali, de la toate partidele politice prezente în Consiliul Local, care să monitorizeze închirierea spațiilor și deschiderea cât mai rapidă a pieței centrale.
M-am gândit la o variantă de 5 consilieri din discuții, poate rezulta și un alt număr, la care se vor adăuga cei doi consilieri care sunt deja reprezentanți ai Consiliului Local în AGA la Urban. E un consilier de la PSD și un consilier de la ALDE. Totodată, voi solicita, și probabil că în caietul de sarcini veți vedea acest lucru, impunerea administratorului pieții ca un număr suficient de tarabe să fie închiriate doar producătorilor. Pentru ca producătorii din zona noastră sau din altă zonă să aibă acces la spații cu vad, să spunem, din zona pieței centrale, pe partea de legume, fructe, și totodată cetățenii orașului să aibă acces direct la produsele producătorilor. Pentru că în ultima perioadă am auzit diverse manifestări, exprimări publice legate de persoana care este un angajat al CMI Urban și care are calitatea de șef al pieței centrale. Deși Urban este o societate a Consiliului Local, în care alianța majoritară formată din PSD, PMP, ALDE, conduc Consiliul Local și au stabilit și doi reprezentanți în AGA din această alianță majoritară și ar fi putut să se implice în analizarea și rezolvarea acestei probleme pe care tot dumnealor o semnalează, am decis că trebuie să mă implic și personal. Am discutat acest aspect inclusiv cu colegii mei din Partidul Național Liberal și am cerut deja conducerii Urban să analizeze acest aspect și să ia o decizie prin care să înlocuiască șeful pieții pentru a elimina orice fel de suspiciune, orice fel de interpretare și pentru a putea să gestioneze corespunzător administrarea pieței centrale pe această perioadă determinată de timp până la adjudecarea unui câștigător la licitație. Eu aș accentua un lucru. Nu cred că cineva își permite astăzi, își poate permite, să fure dreptul și a spune chiar bucuria pietrenilor de a-și face, începând cu finele lunii martie, în preajma sărbătorilor pascale, cumpărăturile de la noua piață centrală. Încă o dată repet, mâine consilierii locali nu decid administratorul pieței. Mâine decid dacă deschidem piața la sfârșit de martie sau dacă deschidem, eventual, într-o variantă optimistă, peste 3 luni, în luna iunie. Subiectul 2. Probleme edilitare de sezon. Așa cum am anunțat și săptămâna trecută, am organizat un comandament, aș spune, o ședință operativă pentru a da startul lucrărilor edilitare de primăvară în Piatra Neamț. În această perioadă finalizăm toaletările de arbori și strângerea crengilor, lucrăm la curățatul albiilor cursurilor de apă pentru a asigura secțiuni de scurgere corespunzătoare și a preîntâmpina neplăcerile cauzate de inundații. S-a început curățarea străzilor la rigolă, așa cum îi spunem noi, după sezonul rece și curățarea spațiilor verzi. Folosim deja la aceste activități foarte multe persoane beneficiare de ajutor social. Activitatea cea mai așteptată în această perioadă este, evident, reparația străzilor. Chiar săptămâna aceasta, marți, am avut o discuție cu persoane din conducerea societății PublicServ, operatorul cu care avem contract
pentru întreținerea și reparația străzilor și informația care mi s-a transmis este că pornirea stației de asfalt se poate face în jurul datei de 27 martie. Vreau să se înțeleagă că această dată nu este dependentă de anumite intervenții sau aspecte tehnice, ci este stabilită în conformitate cu prevederile legale, luând în calcul prognoza meteo. Știți foarte bine că există prevederi legale care permit pornirea stațiilor de asfalt doar în anumite condiții de temperatură. De asta, 27 martie, consider eu că este o dată realistă pentru a putea porni stația de asfalt. Am stabilit deja străzile pe care se va interveni în prima etapă și am solicitat să fie organizate echipe care să acționeze simultan. Vor fi echipe care vor executa reparații capitale, adică frezări și turnare de covor asfaltic, respectiv echipe care se vor ocupa de plombări ale străzilor acolo unde este cazul. Până de Paște vrem să aducem străzile din oraș, sperăm ca și vremea să ne lase să lucrăm, în condiții cât mai bune de trafic. Este un an în care ne-am propus foarte multe lucruri, dar evident în limita bugetului disponibil și vrem să realizăm aproape tot din ceea ce ne-am propus. Peste 15 km de străzi, estimăm noi că anul acesta vor avea intervenții pentru reparații capitale. Asta înseamnă frezarea și turnarea unui covor asfaltic nou și veți vedea, sunt acele străzi care în mod vizibil necesită o astfel de timp, o astfel de intervenție. Totodată, acel ritm de 6 km de străzi pietruite care vor fi asfaltate în acest an, încercăm să-l respectăm. O parte din străzi, așa cum ați văzut și în ședința de ieri, au fost propuse pentru finanțare la Guvernul României în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Eu sper, și accentuez, sper, ca și cetățenii din Piatra Neamț să fie în atenția Guvernului și să beneficieze de fonduri, pentru că este mare nevoie de sprijin financiar guvernamental pentru a realiza o infrastructură rutieră de cât mai bună calitate în Piatra Neamț. Cred că și Pietreni merită alocări financiare pentru un confort sporit în acest oraș de la Guvernul României. După încălzirea vremii și plombarea străzilor, vom interveni cu refacerea marcajelor rutiere și totodată vom demara și investiții în fluidizarea traficului, investiții propuse și aprobate deja unele dintre ele în Comisia Rutieră, cum ar fi sensuri giratorii, semafoare cu buton în zona trecerilor de pieton și alte tipuri de investiții. Am stabilit cu societatea Urban, cu care avem contract pentru întreținerea spațiilor verzi, amenajările peisagistice care se vor face în acest an, în perioada următoare, și activitățile de întreținere a spațiilor verzi. Anul trecut, din acest punct de vedere, cred că a fost o activitate apreciată de cetățeni. O atenție deosebită, ca orice gospodar primăvara, o vom acorda salubrizării orașului și am stabilit măsuri concrete pentru societățile Consiliului Local, respectiv societatea Bratner, fiecare ce are de făcut și chiar și termenul în care trebuie să realizeze anumite lucruri. Chiar ieri am avut convocată o ședință a Comitetului Local pentru situații de urgență în care pentru fiecare societate membră a Comitetului Local pentru situații de urgență s-au stabilit responsabilități și termene pentru activitățile de salubrizare, ecologizare ale orașului. Voi propune în ședința de Consiliu Local de la sfârșitul acestei luni, vorbim de ședința ordinară din 30 martie, o nouă
ediție a acțiunii Piatra Curată, în care să ne implicăm și populația orașului, să implicăm și populația orașului în activitatea de salubrizare, ecologizare, înfrumusețare și chiar în activități de educație a cetățenilor pentru a ne păstra acest statut de oraș verde și curat. Astea au fost cele două subiecte pe care am vrut să le prezint eu astăzi în conferința de presă.